Hola amigos, yo soy Mircea Bravo, yo soy aquí în Cluj-Napoca, într-un parc sportiv în care fiecare om lucrează pentru o versiune mai bună a lui și vrem să le oferim acestor persoane o mulțime de surprize pentru a încuraja în munca lor pentru o lume mai bună. Așa arată o fată înainte să meargă la alergat. Cât vrei să bagi astăzi? Cât de mult pot? Oră. Da, deci tu mergi pe distanță, mergi pe timp, pe băieți văzuți, gen, până la 10 la băiat drăguț. Și apoi te rotești în cer și nu vezi nimic, și încet te duci blană, nu? Nu, nici chiar așa. Păi ori alergăm, ori venim la agățat. Pentru fetele care stau acasă și stau numai pe Facebook și așa, un sfat ca să vină aici să facă mișcare alături de băieți drăguți. Bună! Mai dacă e să o luăm așa, să știi că dacă vor să agațe, e bine. Că vin. E o modalitate, da. Pantalon în negru, dacă motivează. Dacă pentru pantalon... început, pot să... Tu ai venit cu oglinda? Nu. Și pe ce faci? Nu spui nici poze de aici? Nu. Și pe nu știe nimeni că ai fost la fugă? Nu venim să punem poze, venim să alergăm. Eu știu că mergem să alergăm, dar pe să și știe lumea. E, numai așa? Nu neapărat, numai așa. Vreau să ofer un cadou, un sprite cu gust de castravete. E scandalos de răcoritor, știi? Și de să bagi acolo 10 km și când simți că mai poți bea gura și ești, știi, un fel de elixir. Ok, mersi mult. Ai grijă până îl pui că se fură de doamne și ferește. Unde îl pui, ăștia fură toată banca, bine? Bag undeva în pământ, sapă și ok. Bine că pe acolo, prin verde, prin iarbă, nu se observă că e aceeași culoare, bun? Bine. Mulțumesc mult, Ios Mircea. Ioana. Ioana pe Facebook, da? Suntem în zona de bărbați fioroși. Și pe domnul am abordat pentru că mi-am făcut semn de la distanță. Salut! Salut! Eu-s Mircea. Știu, te știu. Cum te numești? Bogdan. Salut, Bogdan. Salut. Cred că toată lumea spune, ești foarte, foarte puternic. Da. Așa și foarte... Da. Da? Serial. Ce ciudat. Nu vorbă. Și acum faci ceva gimnastică? Da, un pic că se treacă avionul ăsta. Bă, în Cluj-Napoca, pe cuvântul meu, parcuri sportive, avioane, nu mai suport alta civilizație. Trebuie să te duci un pic mai repede. Și faci gimnastică? Un fel de gimnastică, să știți cu propria greutate la inele. Și tu faci pentru menținere corporală sau... Exact. Și pentru creșterea masă musculară. Și tu ți-ai generat înălțimea asta? Adică, la inele te referi, sau? Nu, în general, că bănesc că tu erai un om normal, aveai 1,50 și ai zis, bă, vreau să fiu înalt. Să fiu cea mai tare. De pe noapte pe alta, m-am avut așa 2 metri. Mi-e frică. Eu aveam 1,70 cu zi înainte. Da? M-am și de exemplu, pentru un om în vârstă ca mine, crezi că se mai poate face ceva? Nu cred. Nu știu să se... Cred că ești cam cauză. Nu pot să spun 30 de ani. 30 de ani? Du-te de aici, mă, că aici nu mă tineriți. Eu-s bătrânul ăla care panichez copiii mici care fac aici exerciții, știi? Și acum vin la tine, hai că-ți dau ceva dulce. Hai că-ți dau ceva să am grijă de tine. Și, dar nu spui la nimeni, bine? Spor! Nu renunța, du-te până în capăt. Spray cu gust de castravete. Fete, cucuiete. Salut! Există oameni care lucrează aici în parc, adică fac sport, și oameni care stau. El, în schimb, le face pe amândouă pentru că el stă, dar același timp se uită la tenis pe telefon. Cum îi se îmbin cele două, statul și lucratul deodată? Ai făcut sport astăzi? Acum am venit la tenis. Și asta tu iei și te plimbi cu ea prin parc să ai impresia că chiar te știi tenis? Sau? Da, și se poate închiria, vreau și eu să mă... Ce tare, doamne, ce tare, la umblă, domn, pe telefon și umblă cu paleta, e foarte tare. Și dacă mai ai și o bendiță de aia, rup, direct, Simona Halep, știi? Îmi trebuie o șapcă și e perfect. Fetele mai au tendința să au subicei pentru băieții care știu tenis, ai observat chestia asta? Pentru fotbal mai poate, pentru tenis nu știu. De când te plimbi cu paleta prin parc, se uită fetele, te huid, te fluieră sau ceva? Bă, se uită un pic așa, parcă, mai fac așa un pic, o mișcă așa un pic pe spate, știi? Da? Poți să ne... Hai să ne arăți un pic un mers de... un fotomodel, dar cu preda de tenis. Hai să vedem cum... Și plimbă-te ca și cum ai fi pe scenă. Da, așa. Și tu astăzi ai făcut vreun pic de mișcare aici? Da, am jucat acum o oră tenis la perete acolo. Pentru că ești în recuperare, o să-ți ofer ceva. Pentru că nimica nu este gratis, Dumnezeu e sus și vede, se numește spray cu gust de castravete, deci ai muncit și primești răsplata. Asta e o condiție esențială a vieții. Raportul de cauzalitate, cauză și efect, muncă și răsplată. Avem aici o variantă de tenis la perete pe easy, adică fără adrenalină, nu-i ca la spatele blocului când vine bătrân și zice, du-te la blocul tău, aici n-ai niciun risc, știi, toată lumea trasă în pace, îți vezi ale tale, poți dădai în perete într-una. Am găsit două fete drăguțe care stau aici pe bancă și se pregătesc psihic pentru ceea ce o să urmeze. Pentru ce a venit? Fugă, alergat, frunză, cățărat, combinat, nu-mi dau seama exact. Pentru toate? Da. Am înțeles. Și ați remarcat întâmplător că sunt băieți cu mult care sunt îmbrăcați cu iegări.
Și ce părere aveți? Preferați băieții cu Jäger sau băieți cu așa cu short și să aibă mușchi la picior și da, așa că ești bărbat. Ai iubit? Nu ai iubit. Dacă ai iubit, trebuie să te ceri cu el, trebuie să fii în formă, știi? Cât ai putea duce o ceartă? Păi, nu știu. Acum cum e că ai putea să-mi dai așa, pac, 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 câte palme ai putea să-mi dai? Lua un pic liniște că vorbesc cu femeile. După cum îți oferesc foarte mulți prădători care te pun în dificultate, dar aici ia tendență caracterul alfa. Vreau să-ți ofer o mică surpriză. Vreau să-ți ofer un Sprite cu gust de castravete. Cu castravete? Cu, nu, nu, e cu gust de castravete. Da. Eu vreau să te atenționez că e magic. Ai mai cunoscut lucruri magice în afară de mine. Uite, ăsta e al doilea lucru magic. Deci face minuni, absolut orice fel de minuni. Și vreau să încurajez și tinerii care stau acasă și nu vor să iasă la mișcare că lene. Uitați ce fete sunt în parc, merită să veniți aici, să puneți osul la treabă și poate vă și salută. Da. Ca să fii pregătit pentru greutățile vieții, trebuie să vii frumos aici în parcul sportiv. Da, nu, că așa se face corect. Am găsit și două fete drăguțe care nu sunt îmbrăcate cele mai sport. În primul rând, câți ani aveți? 19. Văd că am trecut tinerețele și astea, știi? Și cu ce scop stați aici pe bancă? Fotbaliștii? Susțin anumită echipă sau? Păi încă nu ne-am decis care sunt mai buni, știi? Încă suntem... Vă știți că, poate nu vă dați seama, puneți multă presiune pe ei, că încearcă să pară mai bun, să impresioneze, să scoată dume. Aici așa, ochii din umbră, nu ne văd. Suntem ochii din umbră aici. Noi bărbați avem un radar, știi? Deci, de exemplu, când apare o femeie bună în apropiere, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce faci? Așa și ești, până v-au descoperit. Înțelegi? Deci să știți că voi cumva coborâți calitatea jocului. Spuneți nu femeilor în tribune la Campionatul Mondial de Fotbal. Acesta a fost clipul meu pe bază de sport, pentru că este filmat într-o bază în care se face sport, bicicletă, role, fotbal și așa mai departe. Mergeți la sport pentru că este sănătos. Dați-mi niște sfaturi unde să mai fac clipuri să fie interesante și să vă satisfacă și pe voi. Dați subscribe pentru că doar așa puteți vedea clipurile mele și... Îndată pe lună...